am impresia și cred că oamenii din a doua categorie, cei proactivi, obțin tot ceea ce își doresc mai repede sau mai târziu, iar cei reactivi de obicei merg pe o pantă descendentă și ajung să aibă probleme, să ajungă la noi, să lucrăm cu ei, tocmai din motivul că n-au acționat și nu-și propun să acționeze. Da. Da, într-adevăr, este o foarte mare diferență între felul în care te raportezi tu la viața ta, despre atitudinea pe care tu ai în fața vieții tale. Dacă tot ceea ce faci tu este să reacționezi la ceea ce ți se întâmplă, adică apare un stimul și doar atunci tu îți alegi comportamentul sau nici măcar nu îți alegi comportamentul sau atitudinea, ci vin de undeva din inconștientul tău și sunt prestabilite de alții de dinainte, versus proactivitatea, cum ai spus tu, și anume în momentul în care tu ajungi să-ți cunoști valorile și vrei să-ți cunoști valorile, faci un demers în sensul ăsta, ajungi să te cunoști pe tine însuți și apoi îți determini tu toată viața, gândirea, atitudinea, reacțiile, comportamentul și tot traseul vieții tale îți aparține ție. Întotdeauna ai de ales între a trăi o viață în bătaia vântului și să te lași purta de ceea ce ți se întâmplă ție și atenție mare că de foarte multe ori vei ajunge în locuri în care nu vrei să fii și să continui să mergi pe acele drumuri chiar dacă ți se arată clar că nimic nu e bine, este să perseverezi cumva în greșeală este una dintre cele mai mari probleme, să continui să investești în cauze pierdute. Sau poți să trăiești altfel viața, așa nume, să te oprești puțin din tot ceea ce faci în acest moment și să te gândești în ce direcție te îndrepți, dacă îți place ceea ce ești, îți place de tine, îți place viața ta, îți place direcția spre care te îndrepți și finalitatea, unde vei ajunge. Și în acel moment, întreabă-te dacă pentru tine este ok să fii pasiv în fața vieții și să fii la cheremul altora. E ok pentru tine să trăiești așa, într-o anumită formă de dependență, de gura lumii, de ceilalți, de ceea ce vrea societatea, mass media, părinții de la tine, sau îți vei găsi în interiorul tău sursa, puterea, comoara ta interioară, cum spuneai tu, și vei începe să trăiești o viață în acord cu tine însuți și îți vei autodetermina comportamentul. Diferența între oamenii care lucrează pentru cineva versus oamenii, și de cele mai multe ori nu le place asta, versus oamenii care sunt ei întreprinzători, deschizători de drumuri, antreprenori și așa mai departe, constă în această atitudine și în această motivație. Unii sunt motivați din exterior, așteaptă, lucrează pentru acel salariu, lucrează pentru ca să facă pe nu știu cine fericit sau pentru eu știu ce, versus ceilalți care lucrează pentru propria lor satisfacție, pentru că au o misiune pe care o simt sau au anumite obiective foarte importante pe care își doresc să le stabilească. Și ca să închei, ideea cu care își vrea tu să rămâi și puneți această întrebare este cine și ce anume îți determină ție direcția în viață în acest moment? Tu ești cel care decide pentru tine însuți sau ceilalți evenimentele sau situațiile din viață decid pentru tine?